fond, de ce ții dumneata cu tot din adinsul să fii interesant? Eu? Nu ți-o deloc să fiu interesant. Foarte bine faci. Nici nu ești. Nu ești interesant. Ești odios. Se poate. Și ridicol. Ah, sunt un cumular. Ascultă-mă, îți vorbesc prietenește. Nu te prinde. Ce nu mă prinde? Genul pe care ți l-ai ales. Bătărânie. Nu ești un mitocan. Dumneata în materie de proastă creștere ești un impostor. Un impostor? Vreau să spun că dumneata ești un om cum se cade. Ah, ai aflat? Ha, sigur că am aflat. Sau mai bine zis, am văzut. Ce-ți imaginezi dumneata cu o mitocănie, dar știi, o bună mitocănie, se improvizează așa de la o zi la alta? Nu, dar oricum, cu puțină aplicație, cu puțină silință... Nu ajută. Asta nu se învață. Uite, dumneata, ce nu faci ca să fii prost crescut? Nu răspunzi când ți se vorbește. Te servești primul la masă, nu dai bună ziua, nu spui bună seara, lupți din răsputeri să fii dezagreabil și izbutești uneori, dar cu câte eforturi, cu câte osteneală. Îl exasperezi pe bietul domnul Bogoiu, îl revolți pe maior, o înfurii pe madame Vintilă. Te indignezi pe dumneata? Nu, nu, pe mine mă amuzi. Eu văd foarte bine jocul dumitale. Ești un băiat de treabă care și-a lipit barbă și mustăți fioroase ca să sperii lumea. Dacă când se răstește mai tare, îl pufnește râsul și îi se deslipesc mustățile. Au fost prost lipite. E un simbol? Eu nu înțeleg simbolurile. Ba, înțelegi. Dar faci tot ce e posibil să nu înțelegi. Ai dumneata impresia că ți-a de bine să fii prost. Duduie, mi se pare că... A, că nu sunt politicoasă. E, nu sunt. Da, parcă spuneai că n-am venit aici ca să fim politicoși. La urma urmelor, ce vrei dumneata? Vreau să spun că nu mă sperii. Vreau să-ți spun că te cunosc. Și mai vreau să-ți spun că tot jocul dumitale e naiv. De 5 zile de când ai intrat în pensiune, te căznești să fii interesant. Tăcerile dumitale, singurătatea dumitale, fruntea dumitale copleșită de gânduri, calmul dumitale, superbul, absolutul dumitale calm. Ce copil ești! Ți-a intrat în cap să fii teroarea pensiunii Weber. Ei bine, m-aș sufoca dacă nu ți-aș spune. Nu ești! Da, poate că o sperii pe domnișoara Weber, poate pe madame Vintilă, sigur pe Agneș. Pe mine nu, zău că nu. Nu ți-o spun din orgoliu, ți-o spun, dai să înțelegi, ți-o spun din loialitate. Mi se pare că nu e cinstit din partea mea să stau deoparte, să te privesc și să râd, fără ca dumneata să știi că ești observat și că ești puțin, dar știi, foarte puțin ridicol. Nu, stai, stai, nu te supăra, nu te supăra încă, mai este. Vezi, e ca și cum am fi la o masă de bridge. Joci bridge? Nu. Nici eu, dar nu-i nimic. Parcă am fi la o masă de bridge și, fără voia mea, din neatenție, din neglijență, m-aș uita în cărțile dumitale. Aș trișa dacă nu ți-aș spune că le-am văzut. Le-am văzut, înțelegi? Nu mai putem continua. Hai să începem de la început. Să începem alt joc. Vrei? Nu vreau. Așadar, dumneata, îți închipui că eu joc un joc. Joc ca să te seduc pe dumneata. Nu ca să mă seduci. Să mă impresionezi. Știi ce ar trebui să fac eu acum dacă aș fi un tip tare? Dar nu ești. Nu. Ar trebui să-mi iau din nou cartea, să mă întind iar în șezlong și să spun: bravo, Dudu, ești foarte inteligent, ai înțeles tot, să crești mare. Și mi-aș vedea de treabă. E, totuși? Totuși n-am să o fac. Din slăbiciune. Din vanitate. Dumneata, ești tot ce am detestat eu mai mult în viață. Oh, anume? O fată deșteaptă. Ah, groaznică specie. Obositoare. Vorbește mult, vede tot, e ironică, e teribilă. Ah, și dumneata ești teribil. Nu, eu sunt un om leneș. Ah, lenea. Știi dumneata ce este lenea? Da, cred că da. Cred că nu. Dumneata ești prea superficială ca să fii leneșă.
Dumneata te agiți, vorbești, repari telefoane, ești într-o veșnică mișcare. Eu stau, privesc și nu aștept nimic. 11 luni pe an sunt și eu un om grăbit care aleargă, discută, rezistă. Dar după 11 luni mă duc undeva departe de oraș să iau lecții de lene, de la piatra asta, de la copacul ăsta.